Consilierii județeni au fost convocați pentru ziua de joi 6 iulie la o ședință extraordinară cu 8 proiecte pe ordine de zi. Unul dintre acestea are ca obiectiv luarea la cunoștință de către consilieri a demisiei lui Daniela Chiței de la conducerea Direcției de Administrare a Drumurilor Județene și numirea cu delegație a unei persoane care să asigure interimatul până la organizarea unui nou concurs. Alte puncte fac referire la proiecte de reabilitare a drumurilor Iași-Suceava și Botoșani-Iași, pe care Consiliul Județean le va depune la Agenția de Dezvoltare Nord-Est pentru a obține finanțare de la Uniunea Europeană.